ce calități trebuie să aibă un superstar? Să aibă încredere în sine, să fie cel mai bun partea de muzică și să fie carismatic. Ai toate calitățile astea? Nu le am pe toate, însă lucrez la ele. Părinții tăi te susțin din punct de vedere muzical? Mama cel mai mult. Mama este în fiecare secundă mă întreabă unde ești, ce ai făcut, cum a fost, cum te-am îmbrăcat. Și acum am dădea mesaje. E aici în sufletul meu. Păi și tata? Tata își dorește altceva de la mine. Își dorește să am o viață normală, ca unui om care muncește. Păi asta nu e viața normală? Păi, pentru el nu. Dar eu îmi doresc altceva și știu ce vreau eu de la viața mea. Bună seara! Bună, bună seara. Seara! Dar noi avem limite de vârstă. Am 21 de ani. Voi! 21 de ani și de unde ești? Sunt din București. Și cum te numești? Atunci gata. Matei Daniela. Tu ții microfonul cel așa de parcă el are 18 kg. Da. Eu înțeleg că ești slăbuță, sunt dar... Sunt foarte, 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 foarte emoționată. Păi hai, cum să te ajutăm, doamnă? Noi vrem să te ajutăm să treci peste emoții. Asta zice. Avem o câmpenească mai târziu. Avem apă de izvor. Avem două dansatoare la bară. Ce vrei? Spune. De ce ai nevoie tu? Mi-e întrec emoțiile atunci când cânt. Atunci hai să cântăm dacă doamne, vrei. Hai! Era simplu dacă ziceai așa dacă de când ai de la început, nu te mai întrebam nici. Și eu să știut că ești atât lipsită de pretenții. Baftă! All the good girls go to hell. Has even got herself. Has in the water starts to rise. Da, sigur, doamne, fără discuție, da. Eu ce frumos face. The devil on her team. Standing there, I can't in time. I can't come into anything but a cramp. Peter's on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Polly gets like my leather pinky fence. Once you get inside, I got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, in heaven's out of sight, she wants the devil on her team. My Lucifer is lonely. There's nothing left to save now. My God is gonna own me. There's nothing left to save now. Te ciudă, nu? Te ciudă. Doamne, dar cât de zgârcite poți să fii la 21 de ani. Eu la 21 de ani, pe mine puteți să mă minți de bani. Dar cum să ne dai doar la sfârșit, așa, știi, ca la navă, mă, hai și haide, hai să mai cântăm ceva, un Dana. Pic, un pic, un pic de frumusețe. Cu vocea asta ultimă. Gata, știu ce să vă cânt. Hai! Yeah! Yes! Hai, Doamne! Un, doi, trei și... Așa cum sunt, cu vocea aia. Eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se strâng. Găsește-ți fericirea, lasă-mă să plâng. Tu, ultima iubire, despre tine cânt. Așa cum sunt, așa cum sunt. Eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se strâng. Da, e frumos, mă, n-ai. Găsește-ți fericirea, lasă-mă să plâng. Tu, ultima iubire, despre tine cânt. Așa cum sunt.
pentru compozitorul acestei piese, iar pentru tine avem niște comentarii. Smile. Bine. Dana, ai o voce foarte frumoasă, doar că n-am auzit-o. Ai cântat încet, fără curaj, fără convingere. Nu înțeleg de ce ești așa speriată. Ești talentată, frumoasă, voce ai. Trebuie doar să arăți treaba asta și să ai încredere în ceea ce poți să faci. Tu ai emoții mari care te-au încurcat extrem de puternic astăzi. Vreau și să te întreb ceva. Tu dintotdeauna ai fost așa sau e vreunul dintre părinții tăi care când vorbește și zice ceva ce n-ai făcut bine, ți-a pun un nod în gât și nu mai poți să mai zici nici da, nici nu, nici nimic, nici nu o să mai fac niciodată, nici nimic? Bă, dacă, deci dacă ai găsit-o pe asta... Te rog, spune-mi cine dintre părinții tăi e... Mama sau tata îți provoacă acest nod în gât. Ai ghicit? Nu mai poți să cânti, nu mai poți să zici nimic, nici că mă pare rău. Iubita mea, ce emoționată e, nu mai pot. Te rog, zi-mi, că sunt foarte, foarte curios acum, ca să afli niște lucruri despre tine, așa, în scurt timp. Bă, zi-mi, mă, că care? Ești fantastic, mă, ce-i cu tine? Tata. Tata, fii atentă, te învăț cel mai tare truc din viața ta pe muzică. Și eu și toți de aici, pe lângă vocea noastră, mai avem două voci. Este vocea părinților. Aceste două voci, da, care te-au marcat de când erai tu mică, sunt puterea ta, dar tu nu știi să-i dai drumul la vocea lui taică tot din tine. Dacă tu l-ai auzit vreodată pe taică tot zbierând sau fiind așa un pic mai vocal, să spunem așa, în familia voastră, tu ai puterea aia deja în tine. Ai învățat-o pe de rost. Da, înțelegi bravo. Ce spun? Eu aș vrea neapărat, doar pentru armonicele pe care le ai în voce, să mai facem o ultimă încercare. Te rog să te gândești la taică-tu și să-l imiți o secundă și după care cântă-le. Mai cântă ceva care să exprime vocea lui. Bine. Zi. Bine. Hai. De ce nu răspunzi la telefon? Dar eu cred că e un pic mai încleștat de atâta. Hai, bagă toată treaba. De ce nu răspunzi la telefon? Ce se întâmplă? Ce faci întâmplă? În timpul ăsta? Da. Tu chiar nu ne răspunzi, să-mi fac griji că pentru te-am tine. Că te-am văzut în continuu cu telefonul la mână, chiar și așa. Și mai e și online în continuu. Lasă, pe WhatsApp. Lăsați-o pe ea, că ea trebuie să țipe, nu noi. Păi, Dan, și unde sunt banii, Dan? Așa. Asta e punctul. Zi. Dar nu, dar ceartă-ne, da? The secret code, așa. The David played and I pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? Spune-o lui, înapoi. Hai. Well, it goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall in the major lift. The baffled king composing hallelujah. La mijloc l-am auzit un pic, să știi. Un pic ai dat drumul. Hai și cu vot. Eu simt emoții în vocea ta și ai voce. Trebuie să ai încredere în tine, cum și taică tot vrea să aibă încredere în tine, că te descurci în viața asta. Și ca să dau încredere, eu îți dau un da. Mulțumesc frumos. Dana, viața nu e doar lapte și miere. Și eu cred că e bine să ai și un pic de structură și severitate în viața ta. Din partea mea e un nu astăzi. Mulțumesc. Eu nu știu dacă tu faci față acestui concurs, sincer. Eu zic că o să facă. Dar eu mă gândesc și îmi doresc să-ți dau o șansă, să ne demonstrezi că se poate. Ai și de la mine un da. Mulțumesc frumos. Unde-s banii, Dana? Nu mai sunt. Eu o să-ți spun un da și o să-ți dau o șansă să ai ce cheltuie. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Mai mult curaj. Ne vedem. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Baftă multă pe mai departe. Fugi. Mulțumesc, mulțumesc. Da. Uite ce cățel drăguț pe spate. Un cocker spaniol, vreau și eu să-mi iau.